Bună, prieteni! În videoclipurile noastre ați văzut foarte multe lucruri interesante, dar astăzi urmează să descoperim împreună ceva ce nu vă va lăsa indiferenți. Priviți filmulețul până la sfârșit și scrieți în comentarii dacă v-a plăcut. Să începem! Cum îți pare acest ceas de mână cu furnici? Nu știu ce părere aveți voi, dar mie mi se pare ciudat. Oare cât timp rezistă furnicile în acest spațiu mic? Care este rostul unui ceas care nici măcar nu arată ora? Deci nu există nicio explicație logică. Pentru că produsul a fost prezentat publicului pe 1 aprilie, așa și nu a fost scos în vânzare. Dacă la prima vedere scuterul gonflabil ți se pare inutil și ciudat, vezi cât de bine încap într-un rucsac obișnuit. În doar câteva minute, ai un vehicul cu care foarte ușor te poți deplasa prin oraș. Apropo, scuterul a fost inventat de studenții Universității din Tokyo, care cu siguranță știu ce înseamnă să nu reușești nicăieri. De ce vă arătăm un aeroport obișnuit? Priviți atent! Nu observați nimic? De exemplu, oamenii din spate. În fața ta e cel mai mare model de aerodrom din lume, care se află în Germania. Avioanele mici nu stau pur și simplu parcate, dar se deplasează de-a lungul benzilor, zboară și aterizează. Dacă analizați bine, veți observa mai multe modele de avioane. Ce poți face în deșert când în jur sunt doar dune de nisip? De exemplu, poți practica sandboarding-ul. Este aproape ca și surfing-ul, doar că pe nisip, folosind o placă mai dură. Senzațiile nu sunt mai rele decât în mijlocul oceanului furtunos. Există doar o singură problemă. La vale mergi pe placă, dar la deal trebuie să te ridici pe jos. Rubrica preferată a multora dintre voi, obiecte ciudate din Japonia. Cum îți pare acest selfie stick în formă de gâscă, care se atașează într-un loc foarte interesant? Publicitatea arată că având acest dispozitiv, veți putea privi filmul preferat antrenându-vă în sala de sport. Și poate chiar veți întâlni a doua jumătate, dacă ei sau lui nu îi pare ciudat acest selfie stick. Dacă veți întreba proprietarii unui astfel de tron pentru ce, ei vor spune, pentru că e mișto. Dar pentru instalatori, așa toaletă transparentă este o adevărată bucurie. Se vede imediat ce s-a defectat. Credeți, de ce aceste fete vopsesc capacul de canalizare? S-a dovedit că un grup de tineri din Berlin creează imprimeuri originale pe tricouri. Tinerii pur și simplu merg pe străzile vechi ale orașelor europene și imprimă o părticică din ele pe haine. Nu este surprinzător faptul că primele tricouri s-au vândut foarte repede. Arată foarte stilat și deosebit. Mulți oameni sunt îngroziți de gândul de a folosi lentile, dar dacă vă imaginați că trebuie să introduceți în ochi nu o peliculă subțire, ci o proteză. Acest tânăr trăiește cu un ochi fals aproape toată viața, dar este la fel de plin de viață ca și un om cu doi ochi sănătoși. Priviți doar cât de simplu își scoate proteza. Faptul că mini-ștergătoarele ajută la ștergerea ochelarilor de picăturile de ploaie, am înțeles. Dar pentru ce un câine are nevoie de ochelari? Dar dacă câinele e fericit și acceptă acest accesoriu, de ce nu? Bineînțeles că și oamenii poartă așa ochelari și de obicei sunt în centrul atenției în gașca de prieteni sau pe stradă. Nu cred că ați văzut un oraș mai îngust. Acesta este orașul Yanjin din China, situat chiar în mijlocul munților. Suprafața totală este de peste 200 de kilometri pătrați și locuiesc aici aproximativ 45.000 de locuitori. Se pare că această pisică s-a transformat într-o oiță. Stați puțin, dar aceasta nu este o pisică adevărată. Da, rotește capul, reacționează la numele ei și chiar meaună, dar în realitate este un așa numit animatronic târător. Unii șoferi nu vor să irosească combustibilul pentru funcționarea condiționerului, pentru că e cunoscut faptul că acesta consumă multă energie. În China a fost inventat ceva neobișnuit pentru astfel de oameni, un ventilator portabil care poate fi instalat pe geam.
În Coreea de Sud, oamenii niciodată nu traversează strada pe roșu la semafor. Și nu pentru că toată lumea este atât de responsabilă. Pur și simplu, în această țară, semafoarele sunt foarte neobișnuite. Dacă vei merge vreodată în centrul medical din Rotterdam, vei vedea cel mai ciudat ceas din lume. Unii chiar cred că cei doi lucrători stau toată ziua și schimbă ora. Dar de fapt este doar o înregistrare care pornește de la început la ora 12. Iar acum o provocare pentru voi. Scrieți în comentarii ce oră arată săgețile neobișnuite. Pentru a crea mini-capodopere, nu este nevoie să înveți și să studiezi ani de zile. Uneori trebuie doar să fii copil și să devii cât mai creativ. De exemplu, această fată pur și simplu aplică un strat gros de vopsea acrilică pe hârtie, apoi le trage în jos cu un răzuitor. Dar acum priviți foarte atent. Vedeți ceva alb plutitor? Nu, nu e vorba de magie. Aceasta este o pânză gigantică creată de milioane de păianjeni pentru a se salva de inundațiile din Australia. Aceste tancuri gonflabile, deși arată ciudat, vă pot înveseli puțin. Dacă ați privit videoclipul până la sfârșit, înseamnă că v-a plăcut. Așa deci, nu uitați să puneți like, să vă abonați și să apăsați clopoțelul ca să nu ratați niciun filmuleț de pe Divers Channel. Pe curând!